Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Suntem din nou înaintea Domnului pentru lecția 8-a din tematica Înțelepciune pentru înțelepți, lecție intitulată Suferința înțeleptului. Suferința, necazul, durerea sunt stări ce afectează întreaga ființă umană, atât partea interioară, duh, suflet, cât și partea fizică, trupul. În capitolul 15, versetul 13 este scris: o inimă veselă înseninează fața, dar când inima este tristă, duhul este mâhnit. Dacă un om suferă în trupul său și are o boală gravă, el nu poate să fie decât trist. Dar invers, cu atât este mai evident. Dacă un om este supărat, necăjit și are o întristare mare, starea aceasta se răsfrânge asupra părții fizice. Se va vedea că e necăjit, nu va putea să mănânce, poate chiar se va îmbolnăvi. Pentru că împlinirea, fericirea, liniștea și chiar sănătatea nu depind în primul rând de factori externi, ci mai degrabă de factori interni. În om, duhul determină trupul. Iată ce scrie în același capitol de la versetul 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu turburare. Mai bine un prânz de verdețuri și dragoste decât un bou îngrășat și ură. Deci este de recomandat ca întâi omul să-și rezolve problemele de ordin interior, pentru ca acestea să afecteze și partea exterioară. Am împărțit lecția aceasta în două capitole, mai întâi suferința umană și în a doua parte poziția înțeleptului în fața suferinței. În capitolul 14, versetul 13 este scris: de multe ori chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Deci suferința este o realitate foarte iminentă. Cineva poate să participe la o sărbătoare și o simplă durere sau o veste apărută poate să înalțe în locul drapelului de biruință pe cel de doliu. Chiar dacă ceilalți din jur se bucură de un anumit moment și de o stare, pe tine te poate atinge un necaz și între ei toți să fii un om nefericit. Suferința este atât de răspândită între oameni, încât n-a fost vreun om care să nu se întâlnească cu ea. Ba încă atât de des trece prin casa noastră sau cel puțin prin casele vecinilor. Vreau să privim mai întâi la suferința celui rău și apoi la suferința celui neprihănit. În capitolul 20, verset 30, apare un verset care arată că suferința în dreptul celui rău este normală, ba chiar există posibilitatea să-i facă bine. Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile și vânătăile până la rană. Aceasta probabil se întrebuința atunci, dar o vorbă înțeleaptă spune că Dumnezeu nu bate cu bățul, dar asta nu înseamnă că nu-ți poate cauza răni sau nu poate îngădui să suferi, fie în duh sau în trup sau deopotrivă, în amândouă. Suferința este o autopedeapsă, un efect în dreptul celui rău. Să citim câteva versete. 12:21. Nici o nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiți de rele. Peste cel rău, suferința vine ca o avalanșă. 13:21. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc. Deci chiar dacă omul ar vrea să evadeze, să scape, să evite durerea, nenorocirea este un efect al stărilor sale și nenorocirea îl va urma și păcatul va ajunge. Pedeapsa va fi asupra lui și necazul va da peste el. 22:5. Spin și curse sunt în calea omului stricat, dar cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Deci nu numai că nenorocirea vine sau dă peste tine dacă ai făcut rău, dar chiar drumul tău înspre rău te face să dai între spini
și să te întâlnești cu necazul. Pe când spunea partea a doua versetului, cel care face bine se departează de durere, fuge de spini. Citesc și din capitolul 5, versetul 22. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. Cred că aceste versete au dovedit că omul rău și păcătos va ajunge învăluit în necaz. Vedeți, în lume există atâta suferință, atâtea pedepse. Rog să rețineți că majoritatea pedepselor, boală, sărăcie, necaz, moarte, aproape toate vin peste oameni datorită faptului că ei au comis răul. Dar oamenii de multe ori nu recunosc. Sunt ca și copiii care vor să scape de pedeapsă atunci când au făcut răul sau care nu recunosc că tata și mama i-a pedepsit pe drept. Chiar în ultimele săptămâni m-am frământat cu ideea aceasta, văzând în mod special la unii copii sau tineri sau la unii tineri familiști care comit niște greșeli și chiar niște păcate flagrante. Și dacă Dumnezeu ne mai ține și istoria mai continuă, vom vedea că oamenii aceștia vor fi pedepsiți. În urmă, ne vom ruga lui Dumnezeu pentru ei. Îl vom solicita să fie binevoitor. Vom sta alături de ei în necaz, îi vom ajuta dacă vor fi în vreo strâmtorare. Dar cea mai mare parte a durerii o să-și o suporte singuri. Că răul este o pedeapsă a răului. Iată ce spunea profetul Isaia în capitolul 3 al cărții sale, versetul 11. Și aș vrea ideea aceasta să rămână clară în mintea tuturor. Vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Și întotdeauna omul va secera mai mult decât va semăna. Dar dacă a semănat răul, va culege răul, nici de cum binele. Profetul Ieremia spunea în cartea sa, în capitolul 2, versetul 19, punctând principiul acesta astfel: tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Așa cum spunea un bătrân pentru urmașii săi: vă vor bate faptele voastre și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și nu te bate nici cel de sus și nu te pedepsești nici oamenii, căci tu singur te vei pedepsi. Privind la suferință, mai am notat că ea este întreținută prin demoni și oameni. Foarte multe cazuri există în Scriptură, în mod special în Noul Testament, în care diferite duhuri au chinuit pe oameni. Ele au fost îngăduite de Dumnezeu. Uneori, oamenii își provoacă rău unii altora. E mai rău să te chinuie diavolul, dar e destul de rău să te chinuie și un om rău, care este influențat de diavolul. În capitolul 18 din Proverbe, versetul 14, scrie: duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Vă spuneam că întâi e mai grav să fii chinuit în duh. Și satana când chinuie, întâi acolo chinuie. Acesta este nivelul său. Sunt și efecte fizice, dar în primul rând este un coșmar la nivel de minte, de duh. Adaug și 28 cu 28. Suferința provocată de cei răi. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Dar când pierd ei, cei buni se mulțesc. 29 cu 2. Când se mulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Căci cel rău face rău. Uneori stăpânește cei răi într-o familie. Poate într-o comunitate locală sau într-o țară. Atunci există multă suferință în acel loc. Și mai adaug tot în privința aceasta, 12 cu 10. Să știți că pe lângă oameni și animalele suferă din pricina oamenilor. Sunt și ele ființe vii care simt durerea. Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă. Poate mai vedeți trecând pe stradă câte un om din acesta rău cu
un biet cal așa ca cel din Fefeleaga și cât este de slab dă pe el într-una, fără milă, că e rău. Deci, din domeniul spiritual și până în lumea animală, diavolul și subalternii săi, cu îngăduință de la Dumnezeu, în mod special ca urmare a răului, provoacă rău și întrețin suferință. Există între suferință și în dreptul celui neprihănit. Deschidem la Isaia 53, aici unde chiar Domnul Iisus Hristos este prezentat în versetul 3 și până la versetul 5, ca unul care a gustat din plin suferință, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că se întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Dar suferința Mântuitorului n-a fost dictată nici de hazard, nici de permanența suferinței și în viața celui neprihănit ca acelui rău. Tot datorită păcatului a suferit Mântuitorul, tot datorită răului, că nu există o altă cauză pentru suferință. Iată ce scriu versetele următoare. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și suferințele și durerile noastre le-au cauzate de păcat. Ele ar fi trebuit purtate și suportate de noi, dar datorită substituirii au fost puse peste el. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Nu, Dumnezeu nu lovește și nu pedepsește neprihănirea. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Iată ce har pentru copiii lui Dumnezeu. Suferința care ar fi trebuit să ne marcheze toată veșnicia, căci plata păcatului este moartea și moartea a doua este maximum suferinței, a căzut peste Mântuitorul. Mulțumiri să-i fie aduse pentru aceasta. În Cartea Proverbelor este reluată ideea aceasta și vă citesc din capitolul 3 de la versetul 24 și vom vedea că cel neprihănit este păzit de o serie întreagă de nenorociri, de o grămadă de suferințe. 3:24. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaima năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. O zi cu frică de Domnul, o zi trăită în înțelepciune, aduce liniștea conștiinței și paza îngerului Dumnezeu. Mai cu seamă în Noul Testament, după ce Mântuitorul a luat asupra Lui păcatele și efectele vieții noastre, noi avem niște haruri de nebănuit. Adaug alte versete, 11:8. Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău îi ia locul. Au povestit frați care au fost pe front, cum Dumnezeu le-a purtat de grijă în mod miraculos. Oameni scăpați din accidente ca prin minune. Capitolul 3, versetul 8. Și comparați versetul care vi-l citesc cu acele versete din capitolul 23, unde scrie despre cel care bea, că suferă, dar zice că nu-l doare, mai o să-l doare după ce se trezește. Aceasta, adică starea de neprihănire, de frică de Domnul, umblarea în credincioșie, va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cine e credincios de mic poate fi binecuvântat la bătrânețe, fiindcă și-a cinstit părinții. Cine respectă scripturile și nu face rău și trăiește în înfrânare, în cumpătare, este mult mai păzit decât cel rău și păcătos. Alte versete, 19:23, frica de Domnul, adică înțelepciune, duce la viață. Și cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire. Vă amintiți de momentul ieșirii evreilor din Egipt? Îngerul Domnului cerceta casele în care se intre cu nenorocire. Au fost păziți evrei? Da. În primul rând ești păzit în duhul tău și aceasta e cea mai mare traumă. Tu ai liniște. Niciodată diavolul nu-ți poate aduce suferință în duh. Apoi Dumnezeu diminuează și reduce la un maxim posibil chiar suferința fizică. Dacă trăim în sfințenie, în neprihănire, în frică de Domnul, suntem ocrotiți de cei răi.
Spune Psalmul 34:7, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El, adică în jurul înțelepților, și scapă din primejdie. Sunt multe alte versete care relefează acest adevăr. Pe cei înțelepți păzesc buzele și ei nu se bagă în certuri și nu se complică cu lucruri care le-ar aduce necaz în urmă. Înțeleptul este ferit și ocrotit. Totuși, înțeleptul poate fi pedepsit dacă greșește. Și înțeleptul poate fi și el îngăduit să suferă. Dar iată doar cum și în ce condiții. 3:11. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui. În general, întâi Dumnezeu mustră și apoi pedepsește. Dacă te îndrepți la mustrare, poți să scapi de pedeapsă. Ascultă cuvântul, ascultă un mesaj din partea Domnului, ia aminte la un vis. Fii atent la glasul conștiinței și poți să te îndrepți. Domnul Hristos aplică principiul. Nu-i lasă de acu pietre în tine, dar du-te fără să mai păcătuiești de acum. Versul 12. Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Așa procedează Dumnezeu. Dacă greșim și nu ne îndreptăm, poate recurge la anumite măsuri de corectare. Doar cu scopul îndreptării noastre, nu să ne bată în a ne distruge. Dacă Dumnezeu a învățat pe părinți, pedepsește fiul, dar nu dori să-l omore, să știți că și El face așa. Ne pedepsește la gândul vieții, nu al morții, nu de dragul pedepsei. Spune în 25:4 astfel, scoateți gura din argint, dar asta nu iese numai în cuptor. Au fost uneori mesaje din partea Domnului, conform cărora El urma să introducă pe unii în cuptor. Chiar cu acest scop. Și argintarul va face din el un vas ales. Apoi, poate veni, descrieți la capitolul 1, în viața celui înțelept, acelui neprihănit, vreo strâmtorare sau vreun necaz la cerințele diavolului sau la o hotărâre a lui Dumnezeu de a încerca pe cel neprihănit. Aceasta durează doar o vreme. Va dura toată viața doar dacă este lăsat un țepuș gândit de Dumnezeu în mod înțelept. Evident, să nu înțeleagă cei care sunt în vârstă și bolnavi că ei neapărat datorită păcatului sunt pedepsiți, că moartea trebuie să vină cu ceva. Depinde care ți este starea în duh și care ți este înțelegerea asupra suferinței. Sunt unele care vi se trag din viață și pe care trebuie să le suportați cu fruntea sus, cu demnitate, la gândul că Domnul ne pedepsește aici ca să nu ne pedepsească odată cu lumea. Dar dacă cineva slăbește la bătrânețe și urmează să plece de aici, acesta este cursul normal, fizic, al vieții. În capitolul 1 scrie de la versetul 26 despre nebuni și imaginea înțeleptului este exact inversă. De aceea, zice înțelepciunea, și eu voi râde când veți primi vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza. Când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va lui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, vedeți câte vin peste cei răi. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Dar cel înțelept, chiar dacă ar veni peste el, cum scrie în Matei 7, că a venit și peste casa zidită pe stâncă și peste cea zidită pe nisip la aceeași furtună, el nu se clatină, casa lui nu este dărâmată. Chiar dacă ne gândim la cazul Iov, îl vom aminti imediat, el a suportat suferința pentru o vreme, dar a rămas neclintit și din nou s-a instalat în viața lui odihna în duh și chiar prosperitatea la care îl rânduise Dumnezeu. Trecem la partea a doua, înțeleptul și suferința. Și aici vreau să citim mai întâi din Roman, capitolul 8, cu 18 și 28. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care ar să fie descoperită față de noi. Și 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Deci, admitem că și înțeleptul se întâlnește cu suferință.
Care trebuie să fie atitudinea sa când el suferă? Și al doilea subpunct, care trebuie să fie atitudinea față de alții în timp ce ei suferă? Mai întâi, atitudinea față de tine însuți, sau mai exact comportamentul tău când suferi. Ce să faci? Scrie în Proverbe 14 cu 10 așa. Trebuie să ai statutul tău și înțelegerea ta proprie. Inima își cunoaște necazurile și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Sunt stări, fie în necaz, fie în bucurie, pe care cei de lângă tine nu le vor simți în egală măsură cu tine. Degeaba îi spui cuiva, dacă știi ce mă doare, ce frământări am, o să spună, te înțeleg, dar crezi că te înțelege 100%? N-are cum. Degeaba îi spui cuiva, am o bucurie extraordinară, probabil va mima și el, va încerca să zâmbească. Dar el nu se poate bucura ca și tine. Noi trăim în interiorul nostru și ceilalți nu au acces în mod total la trăirea noastră. Ce atitudine să am atunci când înăuntru meu este suferință? Când sunt pedepsit datorită greșelilor mele, acum îi lăsăm pe cei răi, vorbim doar de cei înțelepți, sau când sunt lăsat să sufăr, poate cerut la ispită, poate sub impactul unei prigoane, fac și o mică paranteză, noi am tratat suferința altă dată într-o temă pe larg, acum discutăm în mod exprimit doar de suferința care rezultă din Cartea Proverbelor în expunerea biblică. Când suferi, trebuie să apelezi mai întâi la Dumnezeu și să te încrezi în El. Înțeleptul nu își duce durerea singur și nu fuge la oameni. Iată ce scrie în 15 cu 3. Ochii Domnului sunt în orice loc. Ei văd pe cei răi și pe cei buni. Versetul 9. Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubește pe cei ce umblă după neprihănire. Versetul 32. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Și continui citirea. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Deci, întâi apelează la Dumnezeu că El cunoaște situația așa cum este. Nici tu nu o știi așa de bine cum o știe Dumnezeu. Nu te încrede în inima ta, că nu o cunoști în mod total și suficient. Peste tine poate fi un necaz și tu să n-ai explicația Lui. Dumnezeu o are? Nu numai că o are. El însuși a dispus, a acceptat peste tine să vină necazul. La cine să te duci întâi? Nu la cel care stăpânește situația? El te vede dacă ai fost rău sau bun, ochii Lui sunt peste tot. Dar dacă tu apelezi la El și cauți neprihănirea, așa accepți mustrarea, chiar dacă tu nu vezi, El cercetează, ai cea mai mare șansă să realizezi ieșirea din impas, apelând la Dumnezeu. Amintiți-vă de Iov. După ce au venit toate necazurile peste el, ce a făcut? Nu este scris că s-a dus să spună celor de lângă el. Nici măcar nu s-a retras deoparte să se frământe în sine însuși în mod excesiv până să nebunească. S-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Deci a apelat la Dumnezeu. Și unul din prietenii săi l-a sfătuit să apeleze la Dumnezeu. Și el, dacă veți citi cartea Iov, singura lui dorință era următoarea. Vreau să ajung la Dumnezeu, să stau de vorbă cu El. Mi-am adunat dovezi, le am pe umăr, le am în gură, mi-este plină inima de ele. Știți că Dumnezeu s-a prezentat, s-a vorbit cu El? Când aveți necazuri, determinate indiferent de ce, faceți apel la Dumnezeu. Este scris în Psalmul 50, cheamă-mă în ziua necazului. Nimeni n-are milă cât Dumnezeu și puterea nimănui nu se poate măsura cu a Lui. Și încrede-te în El. Nimeni nu-i mai bun ca El. De multe ori când vede pocăința noastră și oprește mânia, când vede durerea noastră, poate să o oprească, să o diminueze. Trebuie în mod insistent și în mod încrezător
să venim înaintea Domnului atunci când avem de-a face cu suferința și cu necazul. Nu superficial. Alergăm la Dumnezeu, vedem că nu se mișcă nimic, apoi fugim disperați în toate părțile. Rămâi la Dumnezeu. De asemenea, suferință este indicat să știi cum să te raportezi în mod corect față de oameni. Să nu spui nădejdea în oameni, să nu dai vina pe oameni, să n-aștepți de la ei ce nu poți să-ți ofere. Să înțelegi că și ei sunt limitați. Nici îngerii nu pot să-ți facă orice. Și ei au reguli și limite. Citesc din 29:25. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Deci, chiar dacă ai oameni răi în jur, care vor să te urmărească și vor să-ți cauzeze necaz, nu te teme, spunea Domnul ucenicilor, am să vă arăt eu de cine vă temeți, nu vă temeți de cei care au ucit trupul. Nu tremura dacă ai apelat la Dumnezeu. Și 25:19. Ca un dinte stricat și ca un picior care își copătează, așa este încrederea într-un stricat în ziua necazului. Nu alergați la oameni nelegiuiți să vă scape când sunteți în necaz, că vă rezemați pe un picior care își șchiop și nu pot să te ajute. Apelează la Dumnezeu. Vine în minte un frate care a avut un accident și Dumnezeu i-a spus și el însuși a mărturisit, eu personal l-am auzit când a declarat de ce a îngăduit Dumnezeu acel accident în viața lui. Și Dumnezeu i-a spus, smerește-te, pocăiește-te, căci eu te voi scăpa. El a apelat la oameni, a cheltuit mulți bani și în final tot o grațiere a rezolvat problema. Nu oamenii de la nivel local sau regional cu care el a încercat să o rezolve. Acesta nu înseamnă că să nu te duci la medic sau să nu apelezi la vreun for, la vreo instanță judecătorească în anumite situații. Dar să-ți pui mai întâi încrederea în Dumnezeu, ca să-ți spună El dacă problema se rezolvă sau nu se rezolvă. Pe ce cale se rezolvă? Și dacă Dumnezeu îți spune că nu se rezolvă, nu-ți mai cheltui bani. Mai bine fă altceva cu ei. Că împotriva lui Dumnezeu n-ajută nici chipzuința, nici calul care e pregătit pentru ziua luptei. Dumnezeu este Cel care decide și în mod special în viața noastră. Iov nu a dat vina pe oamenii care l-au prădat în jur. Și n-a găsit înțelegere la prietenii lui, dacă vreți. Soția lui s-a disociat de el și a avut altă înțelegere asupra suferinței. Cu cine a rămas Iov în încercare? Cu Dumnezeu. De-abia după aceea, prietenii lui și-au revenit. Eu cred că și soția. Doar au avut împreună alți 10 copii. Când ești încercat, foarte important, apelează la Dumnezeu și nu te încrede în oamenii de lângă tine. Iar acum, atitudinea înțeleptului față de cei care suferă. În mod normal, mai multă suferință este în jurul înțeleptului decât în viața lui. Că v-am spus deja că el este ocrotit și păzit de Dumnezeu de atâtea situații. În primul rând, atenție și în al doilea rând, ajutor. Fii atent, tratează înțelept orice suferință. Nu te grăbi nici să judeci, nu te grăbi nici să mijlocești. Studiază problema întâi. Dacă vezi o mașină răsturnată, nu te grăbi să judeci și spune, așa le trebuie, au condus prea cu viteză. Dar nu te grăbi nici să ajuți, că poate cu coloana vertebrală omul afectat și l-o mor tu. Atenție mai întâi, când un om suferă. Nu-i de aleacurile care tu crezi că-s bune, că trebuie dat un diagnostic de medic și un tratament. Așa este și în plan spiritual. Unii sunt răi și alții miloși de la sine citire. Și nu rezolvă nimic. Iată ce scrie în capitolul 19 de la versetul 15. Lenea te cufundă într-un somn adânc și sufletul molatic suferă de foame. Cine păzește porunca și păzește sufletul, cine nu veghează asupra căii sale, va muri. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul. Și a sesizat versetul de mai sus. Tu trebuie să analizezi. E sărac
și suferă de foame. Dar asta e o suferință, nu? Că-i leneș sau că-i sărac și nu sunt condiții ca să aibă ce-i trebuie. Atenție întâi. Apoi, pedepsește-ți fiul, căci tot mai este nădejdea, nu dori să-l omori. Cel pe care îl apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Vezi pe un tată sau o mamă că își pedepsește fiul. Și tu, mătușă, unchi, bunică bună, nu îl mai bate, lasă-l. Dar stai întâi să vezi ce-o făcut. Că dacă acum îl scap și nu-l las să-l pedepsească, mâine o să spună, nicio problemă, că asta nu se pedepsește. Ori dacă se pedepsește, bunica încă e la noi și mă scapă. Deci întâi atenție. Vezi, de ce suferă omul? Ce s-a întâmplat? Suferă de foame că n-a vrut să muncească? Suferă fiindcă a făcut răul? Sau că cineva își bate joc de el și atunci trebuie apărat? Versul 20. Ascultă sfaturile și primește învățătura ca să fii înțelept pe viitor. Deci măcar de acum să nu mai repetăm greșelile de a fi pripiți și de a da o hotărâre și de a avea o atitudine neînțeleaptă. Și 14:21. După ce ne-a fost aprofundată privirea și am studiat în măsura în care am putut observa, trebuie să fim marcați de milă. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Spune Scriptura, dacă tot am vorbit din cazul Iov, în cartea sa, în capitolul 6, versetul 14, cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Deci, cum le împletim astea? Numai înțeleptul le poate împleti. Nici să nu fii pripit și să nu înțelegi că dacă a păcătuit trebuie să fie pedepsit, nici să zici acum, de acum în veci să fie pedepsit, eu nu mai mă bag că a păcătuit, stai, că n-a început pedeapsa veșnică. Deci să poți împleti o măsură de pedeapsă cu o măsură de îndurare. Să nu fii tot îndurare sau tot pedeapsă. Trebuie să treci de la milă la ajutor practic. Fără milă nu treci la ajutor practic. Da, și numai cu milă, asta nu înseamnă ajutor practic. Să zici, vai săracu, ce nenorocit e. Și să-i dai pace. Să-l ajuți. Practic, efectiv. Iată ce scrie în capitolul 25, de la versetul 20. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Iată că Dumnezeu ia aminte și te pedepsește sau îți răsplătește dacă tu ești atent cu cei care suferă. Dacă știi să ai milă față de ei. Și dacă ți-a făcut ție rău, fă-i un bine. S-ar putea să nu se mai răsplătească niciodată, de aceea se pare că va răsplăti Dumnezeu, că ei nu se mai revanșează. Citeți în continuare versetul 24. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Am luat acest verset, măcar că el a mai fost amintit în lecția despre familie, ca să vă pun în față situația familiei. Cel mai mult poți să faci binele aici, poate când ai o nevastă rea sau un soț rău. Ce o să zici dacă este bolnav? Îți meriți pedeapsa sau să-i mai aplici tu încă una, măsuri care țin de tine. Poți să admiți că Dumnezeu îl va pedepsi, dar oricât ar fi cineva de rău și cât ți-ar fi de dușman, nu fă rău din rău și nu confunda o anumită pedeapsă cu răutatea. Uneori în biserică nu sunt înțeleși lucrătorii. Când cineva ia o măsură împotriva unui om care a păcătuit, uneori din familie se interpretează, este rău. Rău nu-i voie să faci, nici pentru rău. Pedeapsa este cu totul altceva. Dumnezeu dă pedeapsă, dar e rău? E bun! Numai copiii spun eu la părinți, dacă ești bun, de ce mă bați? Știu ei. Și Dumnezeu știe. În Noul Testament avem un exemplu foarte frumos. Samariteanul milostiv, Luca 10. Preotul și levitul au trecut pe alături. Știu ce-ar fi gândit. Dar samariteanul s-a dus la el, i-a legat rănile, a turnat un de lemn și vin, l-a pus pe dobitoc, l-a dus la hangiu, a plătit,
în timp a acordat asistență, a promis că revine, plătește diferența. De bună seamă, pedeapsa sau răul, suferința venise peste omul acela, nu ne-l prezintă Scriptura ca pe un neprihănit suferind, ci mai degrabă reliefiază mila și preocuparea samariteanului față de aproapele său, care era în suferință. Dumnezeu să ne dea harul acesta și nouă. Și închei, recapitulând cele două idei. În lume este foarte multă suferință. Cea mai mare parte, eu zic, poate 90% este urmarea răului. Doar zeciuiala se plătește separat. Că suferă și neprihăniții. Excluzând și suferința pentru greșelile lor, suferință doar ca și o ispită îngăduită de Dumnezeu, este foarte puțină și în Biblie. Câți ca Iov mai găsiți? Au fost unii scăpați, Daniel, cei trei, au fost salvați de suferință. Alții au suferit. Dar aproape majoritatea pedepsilor din Biblie sunt urmări ale păcatului. Așa e și astăzi. Și fiecare, eu în viața mea și dumneavoastră în viața dumneavoastră trebuie să-ți vezi răul și răul care ți l-a dus răul. Însă, repet, și în dreptul neprihănitului și a înțeleptului este suferință, fiindcă a fost și în dreptul Domnului Iisus, dar tot pentru rău, fiindcă a luat răul nostru asupra Lui. Dacă suferă înțeleptul, el trebuie să apeleze la Dumnezeu, trebuie să trateze problema înțelept. Apelează la Dumnezeu și nu la oameni. Înțelege pe oameni ce pot să facă și ce nu pot să facă. Nu le imputa. Mai degrabă imputează-ți ție. Când alții sufer, studiază problema. Manifestă atenție, dar nu numai atenție. Manifestă ajutor, de la milă până la cel mai practic ajutor. Chiar dacă cineva a suferit pentru păcat, lasă-l să sufere pedeapsa, dar tu fii bun cu el. Și în final, două idei. Suferința se explică prin legea cauzei și efectului pentru bine și rău. Bine le aduce bine, rău aduce rău. 10:24. Celui rău, de ce se teme, aceea se întâmplă. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. Principiu general valabil. Nu fi rău, căci conștiința îți va spune că vine rău peste tine. Și vine. Mai degrabă sau mai târziu, fii neprihănit. Ce-o dori neprihănitul? Dragostea nu se gândește la rău. I se va împlini dorința. De aceea, păziți-vă de rău. Feriți-vă cu toată puterea și căutați binele cu toată puterea. Și cel de-al doilea și ultimul principiu, suferința se gustă și trebuie gândit în raport cu timpul. Versul 28 din același capitol. Așteptarea celor neprihăniți nu va fi decât bucurie. Poate suferă neprihănitul. Dar ce așteaptă el? Se gata suferință. Se gata într-o zi? Se gata. Așteptarea neprihănitului bucurie. Suferința neprihănitului scurtă. Dar nădejdea celor răi, trag și ei nădejde, se gate cu răul. Se va găta? Nădejdea celor răi va pieri. La ce rău suferința e veșnică, dar l-a neprihănit, chiar de-ar suferi toată viața, el așteaptă că suferințele se vor sfârși. Și când omul își încheie viața în lumea suferințelor, a scăpat de suferință pentru eternitate. Ce diferență! Diferența de la o viață de sub 100 de ani la veșnicie. Iată cât de mult ar trebui să ne luptăm să fim neprihăniți. Nu doar așa să fim mântuiți la limită. Sunt mulți din aceștia. Doamne, numai să ne mântuiți, să ai milă de noi. Cum vom putea? Nu uita că toate greșelile pot să devină imputabile. Și nu ți-aș dori. Trece, Dumnezeu e îndurător, e bun. Fă binele. Nici măcar o vorbă rea nu-ți permite să o spui. Că rănește. Și dacă vei fi rănit înapoi, o să vezi ce o să te doară. Spune Scriptura, în Noul Testament vorbim despre autorității, Roman 13.
când ei sunt puși să poarte sabia, să pedepsească pe cei ce fac rău și evidențieze pe cei ce fac binele. Dar noi ar trebui să fim supuși din pricina cugetului, a conștiinței. Dar până una altă, e bine supunerea și din pricina pedepsei. Deci dacă nu ți este drag binele și dacă neprihănirea noi iubești cu pasiune, măcar nu fă rău de teama pedepsei, că se aplică. Și se poate aplica pentru unii o veșnicie întreagă. Dumnezeu să se îndure de toți cei care sufăr și să-i ajute pe toți să trăiască în neprihănire. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.